Colega noastră, Laura Lezis, a ospătat-o cu slăninuță, cu brânzică, cu tot ce se poate acolo în Maramureș. A primit-o acasă, cum spuneam, la Maramureș și a prezentat toate tradițiile și atracțiile locului. Am o bănuială, Ciucă, facem un pariu? Că cele mai plăcute, cum să zic așa, atracții ale locului au fost Balmoșola de la Stână, Horinca... A. Și pentru dumneavoastră cei de acasă, să știți că Maramureșul este o zonă fabuloasă, așa că haideți să vedem locurile astea. Hai să vă asâi cu ce era până ce-i pe mâna ta să se audă băiza! Hai, hai și iară, hai! Bine ai venit, Laura, la noi! Bine te-am găsit! Ospeți importanță, eu și-am ales de la București. Așa se întâmplă, cu câte și voie bună. Nu? De la televiziune, de la, mai ales de la Pro TV, așa, pe veselie, pe voie bună, să fie treaba bună. Și vreau să-ți arăt și cele mai frumoase locații din Maramureș și cele obiceiurile și tradițiile de la noi din Maramureș. Să vezi exact ce se întâmplă în Maramureș, de zi cu zi. Cetărașul a hotărât să ne prezinte tradițiile și locurile de vizitat din Maramureșul istoric. Chiar dacă are îmbătătură câteva autovehicule de sute de cai putere, Vasilica a vrut să ne ia pe modul tradițional, așa că a pregătit carul. Când e sărbătoare, mergeți așa în căruță și cântați din căruță? Lumea așa și în zile cu zile așa. Frumos, în căruță, cu Pau Horinca după noi, să fie treaba bună. Mai o slănină, mai o treabă de cârnați și treaba bună. Nu mai avem treabă cu nimic. Laura a venit la aici, la mama ei, la mama Horincii, aici la Horincie și la moră, la Nicolae. Bună ziua! Asta e vestita moară. Da. Da. Moara a fost foarte veche și străveche, dar bărbatul meu, fiind meșter de mor și atât de drage, a fost morăritul și moara, o refăcut, dar noi moștenim tradiția asta de la socrii, de peste 120 de ani. Mamă, de 120 de ani se face făină de mălai aici? În zona asta, așa a zis, da, se păstrează. Da, vin fiecare cu măcinișul lui, cum se zice, uitați acolo în sacul ăla este mălai. Chiar o aduce cineva, trebuie să-l măcinăm. Vin din sat, fiecare cu 10, 15, 30 de kilograme, care cum. Și își face pentru mămăligă, pentru să face aia pâine de mălai la noi în zonă bună. Încă la noi se mai păstrează tradițiile, să știți. Face, Doamne, prunele, să searbă cazanele. Să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Ce avem pălincă, la cazane? Gata, pălincă, pălincă de mere, că de prune s-o terminat. Aoleu, care e diferența între prune și mere? E mai căutată de prune, dar e mai sănătoasă de mere. Și la gust? Toată e bună. Hai să bem câte o cănuță, am dus în ea mea mândruță. Hai să bem un băhăre. Măcar uite, aici hai. E pălinca, produsul finit, din mere. Uitați ce mărgele face, încă nu-i chiar. Vai cum miroase. Cine cu presă gustie, așa, gustie. Eu n-am voie că sunt în timpul muncii. N-aveți voie. Așa se numesc mărgele. Doamne, da, păi da, chiar miroase, e foarte parfumată. La noi, Horinca asta se bea ca apa. Altfel nici n-ar trăi maramureșanul. Fără horincă tare, fără mămăligă, fără brânză, fără porcul tăiat. De câți ani faceți horincă? Cam de 32 de ani. Bărbatul meu, fiind atât de activ, a dorit foarte mult să avem cazane de fier pălincă. Horincă. După ce am făcut rost de mălai și de horincă, cetărașul ne-a condus la Stâna de pe Deal, acolo unde a spus că se face cel mai bun balmoș de pe întreaga planetă. Hai, dragul meu, unde am sănit, măi, dorule, dor? Dragul meu, unde am sănit, măi, dorule, dor? Hai, cu cine m-am întâlnit, măi, dorule, dor? Hai, cu cine m-am băutit, măi, dorule, dor? Dragă Laura, uite, am venit la prietenul meu, aici la Ionul Unuțu, din Oncești. Bine, care are cea mai frumoasă stână de aici, de la noi, din sat. Fii atentă la ce vreau să-ți pregătesc aici, să vezi ceva frumos.
Ionică, spune ce ai pus aici, ingredientul secret. La noi aici, în Maramureș, și spune șufarcă. Înainte de a ieși urna, aruncă o spumă, care e foarte grasă. Aia se strânge și se pune deoparte. Deci, practic, numai pentru... nu se aruncă nimic la stână. Nu, 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 totul se folosește. Și asta se pune prima dată. Păi un pic de unt, tot de oie. O pus și unt de oie. Da. Mamă, și acum punem, miroase. Când începe să fiarbă, să punem mălaiul. Mălaiul ăla că l-am adus noi de la Moră, de la Miculai. Da, ăla. Și trebuie să punem un pic de sare. Prima dată, înainte de a pune mălaiul. Îi punem sare și trebuie fiert să fierbe, cam o oră, o oră bună. Vasilică, tu o să te faci Masterchef. Bă, dar nu mai trebuie... Mamă, se face ca o cremă aproape. Laura, balmoșul e gata, nu mă trebuie servit. Uită-te aici cum arată. Doamne, și cât de bine miroase. Laura, dă-mi voie să te servesc, Laura. Toată ziua de filmare m-am gândit la balmoșul ăsta pe care mi l-ai lăudat. Ce zici? Păi zic că eu... Cum am descurcat? E reușit, e grozav. Nu, am descurcat, nu? Da. Deci că eu... E și super că l-ai făcut tu. E și super. Ea este sensațional. Și Vasilică, îți mulțumesc că ai insistat să mergem aici. Mulțumesc frumos. Filmarea asta nu era în plan. Nu era nimic calculat. Și chiar a fost o surpriză pentru mine. Să mă mai invit la masă. Ce? Te mai invit. Să mai vin. Deci s-a plăcut în Maramureș, nu? Mi-a plăcut, mai vin. Te mai așteptăm, cu drag. No, să aveți poftă. Doamne ajută, oameni buni. Vă dorim și vouă numai bine, sănătate multă.